Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Așa cum v-am obișnuit, ne propunem ca în această emisiune să vorbim despre creștinul la locul de muncă. De aceea invitații noștri sunt oameni care au diverse profesii și felul în care ei îl slujesc pe Dumnezeu acolo, în timpul săptămânii, la locul de muncă. Dorim să vă spunem și de această dată, un creștin nu este doar duminica, ci un creștin se vede și în felul în care el muncește. De aceea noi vă încurajăm să muncim ca pentru Domnul. Invitatul nostru în această zi este domnul Daniel Lar, director general al unei firme de informatică și investitor. O firmă de informatică din România, am putea spune, pentru că aveți angajați în mai multe orașe ale țării. Bine ați venit în emisiunea noastră. Mulțumesc. Mă gândeam oare cum a pornit toată această istorie. Ați pornit de la un copil interesat de butoane și de calculatoare și ați ajuns, iată, directorul general a unei companii cu sute de angajați. Da, povestea mea a început, într-adevăr, cum spuneați, povestea unui tânăr introvertit care spera să lucreze cu calculatoare și cu tastatură și nu cu oameni. Am avut informatică la îndemnul, încurajarea pastorului meu de atunci și am descoperit în timp că e nevoie să lucrez cu oameni, făceam asta și la biserică, am început să fac asta și la firmă și am început să-mi placă și să-mi dau seama că impactul cel mai mare poți să-l ai prin oameni. Și pe scurt, asta e povestea mea, am ajuns să fac asta, să fac management de aproape 20 de ani acum. Și un lucru care mă onorează, care îmi place și în același timp mă testează tot timpul, mă întinde până și la nivel de credință. E nevoie să înveți, să te adaptezi, să vezi când ai greșit și e o știință, spun eu, inexactă, dar în care înveți foarte mult, în primul rând despre tine și apoi despre alții. Mă întrebam, cum arată o zi din viața lui Daniel Lar? Un om ocupat, un om care trebuie să plătească salariile a sutor de persoane, trebuie să aibă grijă de relațiile din echipă. Cum arată o zi? Da, deci dacă mă uit acum, arată un pic diferit acum. E mai scurtă noaptea? Nu neapărat. Nu, arată diferit acum în timpul pandemiei, e un pic diferit. Anul trecut eram plecat în medie cam 2 zile din 5 din săptămână, fie la clienți în Europa de Vest sau în America, fie la alte birouri pe lângă cele care le avem aici la Cluj. Deci în medie cred că erau 2 zile pe săptămână plecări și celelalte cam 2 zile destul de multe ședințe. Și cam o zi încerc să-mi o rezerv pentru a recupera, gândi, scrie și a gândi pe termen lung. Uh-huh. Și acum, în criza asta, destul de mult timp petrecut în ședințe video și discuții cu oamenii și multe e-mail-uri și gândit și meditat la ce se întâmplă. Cu ce vă identificați cel mai bine? Partea de programare, ca programator, ca director, ca investitor, ca lider, ca trainer? Da, o întrebare bună. Deci, cu siguranță numai ca și programator. Din fericire, spun asta, sunt, cred că toți din firmă sunt acum mai buni decât mine la partea asta, așa că șansa firmei este că nu mai programez. Am făcut asta la început, mi-a plăcut, dar acum fac altceva. Cred că mă identific cu un om care încearcă să mentoreze pe alții, să investească în oameni și care se bucură să vadă oameni care cresc, care își asumă. Tocmai înainte de discuția asta am avut o sesiune cu un grup în care investim de lideri actuali și viitori ai firmei, cu care avem un program de dezvoltare pe partea de leadership și management. Și e, cred că, partea care îmi place cel mai mult, să lucrez cu oameni, să discutăm, să analizăm scenarii, ce am greșit în trecut, ca firmă, ca organizație și ce putem face mai bine pe viitor. Ce vă doriți să învețe acești oameni? În ce domenii ați dori ca ei să crească? Acum sunt mai multe domenii și într-o firmă de informatică clar este partea tehnică. Uh-huh. Repet, nu mai sunt implicat acolo și sunt alții care fac training-uri pe partea tehnică. Uh-huh. Apoi partea de management pur și simplu, care înseamnă procese, înseamnă strategie, înseamnă raportare, înseamnă partea financiară. Deci sunt lucruri care țin de bune practici în ce înseamnă cum să fii un manager. Dar cred că cel mai important lucru care face diferența pe termen lung la o firmă e partea de valori.
Și anume, pentru că în management, în esență, lucrez cu oameni, lucrez cu principii, lucrez cu încredere. Întrebarea este cum putem noi ca și oameni să livrăm, să construim relații de încredere, să le menținem, să găsim parteneriate pe termen lung și totul ține de cum lucrez cu oameni și până la urmă se duce totul la încredere. Și cred că asta e cel mai important lucru care e nevoie să-l înveți în management, pentru că atât cu colegii, cât și cu clienții, cât și cu investitorii, până la urmă ești acolo dacă poți gestiona încrederea în cele trei direcții. Interesant, un om tehnic, cel puțin de acolo a spornit, ajunge să pună preț pe relații. Când s-a făcut trecerea asta, schimbarea aceasta? Când ați înțeles că nu e important cum funcționează o echipă sau nu se bazează doar pe niște legi, ci vorba de relații? Cred că a fost o tranziție. Valori. Cred că a fost o tranziție. Nu pot să zic neapărat că a fost un moment. Dar țin minte un moment critic când firma avea aproximativ 80 de oameni și când realizezi că nu mai poți să controlezi totul ca singură persoană. Nu mai poți să știi toate detaliile legate de fiecare client, nu mai, la un moment dat nu mai cunoști fiecare coleg sau nu mai cunoști bine. Și acel moment în care simți că pierzi controlul și dacă nu schimbi ceva, simți că dacă nu schimbi ceva, nu poți rezista. Ajungi la burnout și am ajuns destul de aproape de burnout la un moment dat în carieră. Și ăla e momentul în care înțelegi că singurul mod în care poți să crești ca și firmă este investind în lideri, în alți lideri, care să fie aproape de colegi, de clienți și care să facă treabă mai bună decât poți să faci tu. Și a fost un mare aha pentru mine. Pentru că lucrez cât de mult poți tu și pot acum să spun sincer că sunt mai relaxat acum ca unde suntem ca și firmă decât eram când aveam poate de 4 ori mai puțini colegi. Deoarece la un moment dat înveți să renunți la control sau la iluzia de control și înveți să te mulțumești în a influența câțiva oameni cheie și a încercat să faci asta cât mai bine, știind că dacă ei sunt aliniați cu viziunea, ei pot să ducă la rezultate mai bune decât poți să faci tu. Este ispita aceasta a dorinței de a controla din partea unui director, din partea unui investitor, antreprenor? Categoric. Pentru că noi ca și oameni credem că dacă noi suntem acolo... Sau pentru un programator cu atât mai mult așteaptă să aibă control la butoane. Corect, da. Și cred că e o tendință foarte firească în noi, deoarece credem că cel mai bine noi le știm, că cel mai bine noi le facem și de aceea foarte multă lume... Și nu e așa? Interesant, nu e așa. Doar că ne ia un pic de timp să vedem că nu e așa. Și e o mare bucurie când vezi că dacă renunți la control, unii oameni fac unele lucruri mai bine decât te poți face tu. E un proces. E un proces în care inițial simți că nimeni nu le face la fel de bine ca și tine, simți că fără tine lucrurile s-ar prăbuși. Și nu e așa. Nu e așa. Și e foarte sănătos și în același timp te smerește procesul în care vezi că da, sunt oameni care vor face mai bine decât tine unele lucruri și că tot ce era nevoie era să renunți tu la control sau, repet, la iluzia de control ca acel lucru să se întâmple. Ce ați învățat de la angajați, de la oamenii din echipă în decursul timpului? Spuneați de smerenie. Deci, da, asta a fost o experiență, să zic, personală. Fiecare avem câte un blind spot, în engleză, câte un punct mort. La fel ca și la volan, când nu vezi tot în jurul mașinii, sunt lucruri care nu le vezi. Când începi să ceri feedback de la colegi, afli lucruri care nu sunt neapărat confortabile, care credeai că le faci bine și de multe ori acum noi ca și oameni credem că avem un punct forte și îl avem, dar întotdeauna un punct forte vine cu un punct slab. Cineva care e foarte orientat pe scop va tinde să lucreze mai puțin bine cu oamenii. Cineva care e foarte orientat pe oameni de multe ori va pierde din vedere the big picture, lucrul de ansamblu și pierde acolo. Și atunci în timp înveți că dacă ai un punct forte, acela vine automat cu un punct mai puțin dezvoltat și că ai nevoie de o echipă în jurul tău care să compenseze punctele tale slabe, care în același timp să valideze ce poți să faci bine. Și un proces. E un proces. Noi avem în mod obișnuit în firmă câteva runde de feedback structural de câteva ori pe an, în care colegii au șansa să spună unde e de lucru. Nu sunt doar pierdere de vreme aceste ședințe pe care le aveți?
dacă pentru că sunt făcute mentalitatea românească este da. Iară ședință, ne ducem să pierdem vremea. Da, acum de obicei poți pierde vremea într-o ședință dacă sunt mulți participanți și te ascunzi și tu acolo. Uh-huh. Teoria de management spune ca într-o ședință să fie doar oamenii care sunt cu adevărat implicați în acel proiect pentru că au un interes direct și la acest feedback de care vorbesc, de obicei suntem doar două persoane, unul la unul sau se întâmplă pe e-mail sau în alte tururi. Și dacă sunt doar doi într-o ședință, cu siguranță nu te plictisești. Și cred că provocarea e dacă ai curaj să spui un lucru semnificativ legat de celălalt, pentru că ceea ce spunem noi are un impact foarte mare și e o șansă. Noi putem să binecuvântăm oameni, putem să încurajăm oameni, putem să validăm oameni prin ceea ce spunem noi și dacă înțelegem cât de mare impact au cuvintele noastre, e o șansă ratată să nu folosim ocazia pe care o avem. Interesantă perspectiva. Curaj versus binecuvântare. Da? Da. Adică nu îl persecut pe angajat dându-i un feedback, nu încerc să-l distrug, ci să-l binecuvintez și îmi fac curaj pentru acest lucru. Corect. Și apropo de asta, Domnul Iisus spune că a venit plin de har și de adevăr. Și vorbeam cu unul din liderii mei care m-a impactat foarte mult și el spunea în termen laic același lucru. Pentru ca un om să crească, e nevoie de două aspecte în mediul în care este. E nevoie, pe de o parte, de acceptare, ca omul să simte că, virgulă, cuiva îi pasă de el. Și apoi e nevoie de adevăr. Dacă e doar una fără cealaltă, omul nu va crește. Dacă doar dau acceptare, un om se va simți confortabil lângă mine, dar nu va crește pentru că nu îi spun unde are de crescut. Dacă dau doar adevăr, fără acceptare, fără dragoste, fără har, ce va resimți este că doar îl taxez, îl critic și va fi greu să mergi înainte pentru că te va consuma prea mult adevăr pe care îl primești. Și atunci ce învățăm e că e nevoie de o relație de încredere în care cel de lângă mine să știe că mie îmi pasă de el și vreau să-i fac bine, dar pentru că vreau să-i fac bine, îi spun și unde are de lucru și la fel și el îmi spune mie unde pot să-l ajut în partea respectivă. Ce frumoasă perspectivă! Pentru că vreau să-i fac bine, pentru că îmi pasă de el, îi spun unde are de lucru. Da, nu vânător de greșeli. Nu. Ați vorbit de valori mai devreme. Ne propunem în această emisiune, în toată această serie, să vorbim despre creștinul la locul de muncă. Care sunt valorile pe care le aveți la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă pentru Daniel Lahr? Acum, probabil că ar trebui întrebați colegii mei. Dar cred că ar trebui să avem aceleași valori și în biserică, și acasă, și la locul de muncă. În sens să fim integri. A fi integri înseamnă a fi la fel peste tot. Dar nu există mai multe versiuni ale noastre. Și în sensul ăsta, ce vorbeam mai devreme, cred că o valoare, cea mai importantă valoare sunt relațiile sau oamenii. Dacă înțelegem că noi n-ar trebui să ne folosim de oameni ca să facem bani, ci noi colaborăm cu oameni ca să facem lucruri frumoase împreună, din care vor ieși și bani până la urmă, cred că vom simți lucrul ăsta, pentru că nimeni nu vrea să se simte folosit la locul de muncă. În momentul în care simți că firma te folosește pentru un interes, creștinește, e un lucru care nu-i firesc, pentru că noi știm că oamenii sunt veșnici, banii sunt temporari. Dacă noi folosim ceva ce e veșnic pentru un interes pe termen scurt, îi în antiteză cu tot ce credem noi. Deci în sensul ăsta, cred că cea mai importantă valoare sunt oamenii. Acum, asta nu înseamnă că facem compromisuri de dragul oamenilor. Și un feedback pe care l-am primit la un moment dat în carieră de la soția mea, care e și psihiatru, ea a observat că de multe ori nu aveam curaj să spun adevărul pentru că ținea mai mult aparent la om, dar de fapt ținea mai mult la imaginea mea de om de treabă și de creștin la locul de muncă. Și în sensul ăsta făceam un compromis nespunând adevărul pentru că vreau să fiu acceptat. Și ce am înțeles ca și creștin e că dacă știu că Dumnezeu mă acceptă și mă iubește, asta îmi dă curaj să intru în conversații dificile câteodată, dacă știu că le fac pentru binele omului și pentru binele echipei. Nu ca să mă răcoresc. Exact, nu să mă descarc pe el, deci nu merg când sunt nervos să mă descarc pe cineva, ci merg pentru că îmi pasă și vreau să-mi pese și îmi pasă mai mult de creșterea lui decât de imaginea lui pozitivă despre mine ca om de treabă. Și dacă ești dispus să renunți la o imagine perfectă, care oricum nu e perfectă, dar ok, noi credem că o putem menține perfectă, dacă am dispoziția să renunț la imaginea asta de om de treabă, mă voi angaja în discuții dificile cu oameni. Ce m-ar putea face să renunț la
acest mic idol pe care mi-l fac. Cred că singura chestie care mă poate face ca și creștin să renunț la asta e să știu că ce contează e părerea lui Dumnezeu despre mine. Și vor fi oameni care au o părere bună despre mine, vor fi oameni care pe nedrept au o părere greșită despre mine, vor fi oameni care pe drept au o părere negativă despre mine, că știu că am greșit ceva. Dar dacă eu sunt, mă simt, să zic, acceptat de Dumnezeu și iubit de El, asta mă eliberează de robia trăirii pentru părerea altora. Cineva spune la un moment dat că noi facem lucruri, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie, cheltuim bani pe care noi avem, ca cineva care nu ne cunoaște să aibă o imagine bună despre noi. Și mi se pare aiurea. Adică ar trebui să fim liberi, pentru că Iisus ne liberează. Și dacă suntem în Iisus, suntem liberi să... Hei, unii oameni nu o să fie de acord cu mine pe niște lucruri. It's ok, e în regulă. Revenim la valori. Alte valori. Oamenii, relațiile? Oamenii, cred că integritatea. Cred că mai nou curajul, deși n-am început ca un om foarte curajos, dar... Cred că credința ne dă foarte mult, foarte mult curaj să facem ce e corect, să avem curaj să ne asumăm riscuri și, da, Dumnezeu, dacă suntem cu El, ce mai important nu putem pierde, adică relația cu El. Și dacă știm asta, asta ne dă curaj să mergem înainte corect. Aveți un cod moral la firmă? Împărtășiți cu angajații? Avem principii în care credem, avem valori în care credem. Scris? Da, există valori scrise. Da. De exemplu. De exemplu, și acum să fac o paranteză. Lucrăm într-un concern care este vestic. În vest există lucruri morale care sunt presupuse că sunt acolo, deoarece cultura întreagă de business este creată pe valori creștine. Chiar dacă oamenii nu neapărat mai cred în ele în mod explicit în creștinism, a fi integru și a nu fi în conflict de interese e un lucru care îi de la sine înțeles în vest. Și avem pe acelea clădite alte valori care țin de cum comunicăm, legat de commitment, deci angajament, în a fi angajat serios în ce facem. Și noi în România am definit și câteva valori care sunt morale, care sunt, repet, în vest, sunt presupuse că sunt acolo. În România nu avem o cultură corporatistă și multă lume înțelege corporația. Corporația e un termen negativ în România. Ori, la origine, corporația este o invenție vestică, creștină, care în esență decuplează ownership-ul de management. Adică în vest erau oameni care aveau bani, care puneau bani pentru o firmă și erau oameni care știau să conducă o firmă, care nu neapărat aveau bani, dar erau buni administratori. Și corporația e acest set de reguli care definesc cum colaborează cele două entități, cum colaborează managerii cu cei care au pus capital într-o corporație. Ceea ce în România n-am avut istoria asta neapărat în sensul ăsta și încă e nevoie să învățăm ce înseamnă principii corporatiste corecte, care din nou sunt bazate pe creștinism. În esență e vorba de a evita orice fel de conflict de interese, de a fi transparent, de a avea interesele investitorilor și ale clienților atunci când guvernezi ca și executiv. Dar în România e nevoie încă să punem bazele, pentru că la noi sunt foarte multe lucruri care merg pe relații, pe interese, pe... hai să zic, datorii sau obligații pe care le avem unii față de alții și știm cu toții că asta duce la corupție și, în esență, e o problemă pe care o avem. Ați vorbit deja de corupție, de compromis. Care sunt zonele de compromis în firma pe care o conduceți, în domeniul în care activați? Mai ales că în România avem corupție un pic cam multă. Da. Acum, noi ca și firmă, a fost un moment în istorie în care am decis că nu vom face afaceri cu statul, pentru că atunci a face afaceri cu statul era un risc, ducea un risc foarte mare de corupție. Nu mai suntem în acel punct acum. Dar în s-a schimbat total? Nu zic că s-a schimbat total, dar sunt mult mai multe mecanisme și mai multe lucruri care ajută la a evita corupția în ce înseamnă afaceri cu statul. Dar încă au rămas multe portițe care încă se folosesc. În informatică, cred că șansele de a te lovi de corupție sunt mai mici. Sunt și aici multe variante, dar cred că cel mai riscant, ce spuneam și mai devreme, e vorba de corupția propriei persoane. Adică să-ți fie frică să spui ceva care e important, să nu dai o informație, să spui unui client ce vrea să audă, nu neapărat ceea ce e important să știe la un moment dat. Și cred că a fi principial în informatică înseamnă să vii cu o propunere care e cinstită către client,
să-i spui riscurile, să nu-i dai o propunere care după aceea se ducă la costuri de care nu-i conștient acum, să-i spui adevărul de la bun început, cu riscul ca cineva, și chiar ieri am avut o discuție cu un client, care evalua o ofertă de la noi cu altă variantă, care pe termen, pe termen scurt suna foarte bine. Și ce am spus, hei, ce mă aștept e că pe termen scurt o să ți se pară că ai ales bine și pe termen lung te va costa mult mai mult decât ceea ce ne-am oferit noi, pentru că e tentant. Și foarte mulți, am văzut foarte mulți furnizori în domeniul ăsta, vin cu niște capcane bine ticluite în care pare să-ți vândă tot ce-ți dorești aici acum și după ce ai intrat în proces, afli pe la jumătate că sunt costuri mult mai mari, că sunt riscuri mult mai mari, că ești legat de mâini și un pic cam târziu, pentru că ai cheltuit deja o mare parte din banii pe care vreau să-i cheltui. Am înțeles că lucrați cu instituții publice, dar din afara țării. Corect, da. Acolo se poate lucra cinstit? Da, se poate lucra cinstit. Da, comparativ cu România, instituțiile publice stau mult mai bine sau seamănă? Există o istorie. Există o cultură de transparență, de evitarea unor conflicte de interese și așa mai departe. Deci, cred că și acolo riscurile rămân și sunt domenii și acolo în care există corupție, dar în general există o cultură corporatistă mult mai matură decât în România. Pe de altă parte, ce vreau să spun, nu cred că vom găsi un domeniu în care să nu existe ispită și riscuri. Deci în sensul ăsta, soluția pentru noi ca și creștini este să rămânem conectați la Dumnezeu, să avem resurse din El și dacă facem asta vom putea să ne menținem principiile, să luăm decizii bune, dar ispita va rămâne. Deci, indiferent unde am merge, nu o să găsim un mediu în care să fim safe de tentații. Cu toate că îmi este greu să înțeleg cum poți să lucrezi, să zic, la negru în domeniul acesta. Adică nu vinzi un kilogram de cireșe sau de cartofi și nu mai tai chitanță sau nu contează de unde l-ai luat. Aici prestezi o muncă, este softul, îl vinzi către instituție publică, sunt toate mecanismele acestea care teoretic ar trebui să lucrezi doar legal. Se poate și altfel? Se poate și altfel și acum nu vreau să dau exemple ce știu din mai piață, bine nu. Deci nu vreau să dau exemple, dar pot să spun că se poate și altfel. Și există concurență neloială și în domeniul ăsta, din ce în ce mai puțin, aș zice, dar șanse sunt. Care sunt frământările programatorilor? Cu ce se luptă ei toată ziua? Oamenii aceștia perfecți. Ei în primul rând se luptă cu calculatorul. Să nu dea eroare. Cu algoritmul, să facă un lucru care e bun pe termen lung și care e gândit bine. Cred că de multe ori cei din IT ne luptăm să înțelegem ce vrea clientul. Cred că de multe ori presupunem prea repede că am înțeles ce vrea clientul, de multe ori nu punem destul de întrebări, poate, și apoi ne luptăm să înțelegem după aceea de ce ne-a fost fericit clientul cu ce am făcut noi. Și spuneam mai devreme legat de munca din IT cu oamenii, în esență și munca de programare e tot o muncă cu oamenii, deși lucrăm cu calculatorul, dar e provocarea de a te asigura că ai înțeles ce vrea clientul și nu doar ce vrea, de ce vrea ce vrea. Pentru că tu nu ar trebui doar să livrezi ce spune el că vrea, ci să înțelegi cu ce l-ajută. Motivația din spate, că poate că ceea ce spune el că își dorește nu e neapărat cea mai importantă parte a dorinței lui, ci poate este încă ceva mai important, care dacă nu stai să înțelegi, poți să-i livrezi un lucru care acoperă o nevoie superficială. Și cred că aici e provocarea. Și de aceea noi, de exemplu, am mers foarte mult pe partea de consultanță, unde încercăm să înțelegem nevoia tehnică, nevoia de business din spatele nevoii tehnice, așa încât să ne asigurăm că ceea ce livrăm va fi aliniat cu nevoia lui reală, nu cu doar cu cea percepută inițial. Știu că pe lângă munca aceasta pe care aveți cu angajații, sunteți implicat și în altă zonă. Pentru că vorbim de zona aceasta creștină, suntem în discuția aceasta, tocmai pentru că vă pasă de alți oameni, iată, manageri care au nevoie de Dumnezeu, v-ați implicat în această direcție. Și cred că este interesant pentru discuția noastră. Vorbim de valori, vorbim de nevoile oamenilor, vorbim de oameni la care poate oamenii simpli nu au acces. Dumneavoastră ați încercat să închegați lucrurile. Acum, eu cred că cu toții avem diverse nevoi. Și
Dacă ne uităm în Scriptură, Domnul Iisus a slujit oamenilor după nevoia lor percepută, ca apoi să vină cu nevoia lor fundamentală de iertare, de Dumnezeu, de semnificație din viață. Și în acest sens, eu cred că noi cu toții putem să fim și suntem chemați să fim sare și lumina acolo unde suntem, slujind oameni la nevoia pe care au ei. Și da, am fost implicat și în proiecte umanitare, în zone rurale, să zic așa, unde sunt niște nevoi. Pe de altă parte, noi ca și manageri avem nevoia de a fi împreună cu oameni cu care să gândim împreună, să nu fim singuri. Uh-huh. De multe ori, munca asta de management poate să pară o muncă singuratică și n-ar trebui să fie, pentru că avem colegi, dar sunt lucruri pe care le putem discuta cu puțini oameni. Uh-huh. Și atunci întrebarea e cum putem să ne ajutăm unii pe alții, cum putem să fim într-o comunitate în care să creștem împreună, uh-huh. să gândim împreună, să ne confruntăm împreună. Și am avut cazuri de discuții în care, putând să vorbesc cu cineva din afara organizației, niște frământări, ți se clarifică niște lucruri, uh-huh. înțelegi niște tipare. Au pățit și alții la fel ca mine. Exact, exact. Și în esență facem și fac asta atât în interior cât și în afara organizației, ideea de a crea comunități de învățare uh-huh. în care să te cunoști, să dezbați și modul în care îți iubești aproapele îi... Prin faptul că poți să ai un astfel de loc unde să dezbați, să gândești împreună, să citești împreună, să vezi ce se întâmplă în piață împreună și să gândești împreună. Ce relații s-au creat în aceste grupuri? Nu a fost sentimentul de competiție, concurență? E foarte interesant. Într-un astfel de grup în care sunt membru și pe care l-am pornit, împreună cu alți prieteni, suntem mai mulți din industria IT. Și culmea că ne ajutăm și povestim deschis și împărtășim experiențe și provocări împreună și nu ne simțim în competiție, pentru că piața e imens de mare. Uh-huh. Dar poate să suntem în competiție în Cluj, pe piața forței de muncă din Cluj. Dar în esență piața IT la nivel mondial e foarte mare. Și atunci vrem să învățăm împreună și să ne ajutăm unii pe alții cum să fim cât mai buni. Pentru că eu cred fundamental... Sunt unii care cred că plăcinta e limitată și dacă eu am mai mult din ea, aia înseamnă automat că celălalt are mai puțin. Uh-huh. Ca și creștini știm că Dumnezeu nu e limitat. Deci este loc pentru toți. Deci dacă noi ne ajutăm, și cred că s-a întâmplat asta în Cluj în mai multe domenii, faptul că în Cluj a început industria IT destul de vreme, a creat un mediu în care sunt multe firme foarte bune în IT din Cluj. Uh-huh. Un mediu antreprenorial în care firme care își găsesc clienți în afară, care inovează, care vin cu abordări noi pe piață și cu cât sunt într-un mediu de o calitate mai înaltă, cu atât voi crește și eu. Dacă am fi singuri în Cluj, cu siguranță că n-am fi crescut cât de mult am crescut fiind într-o comunitate de firme care inovează, care cresc și care lucrează împreună. Am pus întrebarea aceasta legată de grupul din care faceți parte, grupul de manageri, și legat de mărturia creștină. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta, să duceți o mărturie creștină în cei care vă sunt egali, să zic, dacă vorbim de un status social? Acum, eu cred că noi ca și creștini suntem relevanți și în măsura în care suntem buni și credibili în ce facem. Adică eu n-aș accepta neapărat sfatul de la un manager care știu că nu e bun ca și manager și ceea ce deschide ușa este parte de competență și integritate, așa încât oamenii să aibă încredere. Pe de altă parte, noi avem frământări existențiale ca și oameni și avem nevoie de oameni cu care să putem vorbi lucrurile astea. Și ce am învățat este că, da, noi suntem cu toții deschiși să vorbim de lucrurile spirituale, e o nevoie foarte mare, dar e nevoie să ne respectăm unii pe alții și dacă vreau să vorbesc pe acest subiect, să creez un grup în care vorbim lucruri spirituale. Și cei care doresc să vorbească să vină în acel grup. Și ce am văzut în general este că oamenii sunt interesați să vorbească lucruri spirituale. Problema noastră ca și creștini e că de multe ori încercăm să-i băgăm într-o formă, să vină într-o clădire, în biserica cutare, în locul cutare, într-un program pe care poate nu-l înțeleg. Și eu cred că noi suntem chemați să fim misionari, ceea ce înseamnă să intrăm noi în contextul în care sunt alți oameni, nu să ne așteptăm ca ei să se schimbe ca să poată auzi un mesaj. Misionari la locul de muncă? Da. Acum, eu sunt plătit acolo să fac treabă ca și manager. Și asta e ce trebuie să fac. Dar noi, cu siguranță, fiecare ducem cu noi un univers întreg de valori, o prezență, o
o realitate spirituală și în acest sens eu cred că eu sunt chemat să aduc realitatea împărăției unde sunt eu, care înseamnă speranță, înseamnă dragoste, înseamnă pace, înseamnă încredere, înseamnă curaj. Toate astea sunt lucruri care îs în împărăția lui Dumnezeu. Și mie mi se pare incredibil că sunt plătit să fac un lucru care îmi place, care are impact în oameni, care sper eu să dea speranță și care să ajute pe oameni să crească. Și în acest sens, cred că fiecare ar trebui să fim, să zic așa, plătiți să ne facem chemarea, să ne trăim chemarea de a investi în oameni în cazul ăsta. Mulțumim tare mult că ați fost împreună cu noi. Suntem la finalul acestei emisiuni. L-am avut invitat pe domnul Daniel Lar, director general al unei companii de IT din România. Am discutat despre ce înseamnă să fii creștin, iată, în acest domeniu, în timpul săptămânii, în fiecare zi. Așa cum am încheiat chiar acum, ultimele gânduri spuneau, da, pot să fiu misionar la locul de muncă. Oare suntem noi misionari la locul de muncă? Îl ducem pe Dumnezeu împreună cu noi? Ducem valorile pe care le avem, credința noastră? Se vede lucrul acesta? Așa să ne ajute Dumnezeu. Închei cu motoul emisiunii noastre, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.